Discutăm acest subiect cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Negrescu, se scumpesc toate și cresc și prețurile la apartamente. După mai bine de un an de pandemie, este normal să crească prețurile în domeniul imobiliarelor? La apartamentele noi crește prețul pentru că s-au scumpit foarte, foarte mult materialele de construcție și, practic, dezvoltatorii încearcă să-și acopere din prețuri toate pierderile înregistrate în anul pandemic. Pe de altă parte, asistăm la un fenomen de enclavizare economică a României. Deci lumea pleacă din mediul rural spre locuri de muncă mai bine plătute în marile orașe. Se creează o presiune pe cerere. Se cer din ce în ce mai multe apartamente în cartiere și nu întâmplător vedem că cele mai multe apartamente vând în momentul de față sunt cele cu două camere și cele cu o cameră, adică undeva la nivel de 50 de mii de euro, 40 până în 50 de mii de euro. Semn că oamenii vor să se ducă spre marile orașe, spre București, Cluj, Brașov, Timișoara, Constanța, am văzut și în calculele dumneavoastră, există o presiune pe cerere și bineînțeles că dezvoltatorii și cei care au astfel de apartamente speculează acest moment și cresc și prețul. Profită, da, cererea este practic mai mare decât oferta. Această tendință este una reală și ne întrebăm acum unde este criza și dacă nu cumva suntem în scenariul în care eram înainte de 2008, când prețurile chiar o luaseră razna. Încă nu am ajuns la nivelul din 2008 și probabil nu vom ajunge acolo, pentru că cele mai multe astfel de apartamente sunt luate cu credit și sunt luate cu credit de la bancă, iar băncile sunt mult mai responsabile în acest moment și nu mai finanțează așa cu ochii închiși un apartament cu 3 camere cu 180.000 de euro, cum era în 2009 în București. Sunt mult mai atenți, iar din acest punct de vedere există o limitare a cererii. Plus că mai există un mecanism economic foarte simplu. Dacă tragi prea mult de prețuri, e ca un elastic. Se rupe, deci nu mai vin oamenii și îți cumpără apartamentele respective. Ce vom vedea probabil în următoarea perioadă, vom vedea faptul că băncile vor crește dobânzile pentru a tempera oarecum inflația. Se va întâmpla acest lucru, deci vom avea dobânzi mai mari la credite, iar din acest punct de vedere dezvoltatorii vor veni cu noi soluții. Brocuri de închiriat, vom vedea din ce în ce mai multe apartamente de închiriat în România, la fel cum se întâmplă toate capitalele occidentale. Prea puțin își cumpără apartamente, cei mai mult le închiriază. Ce ar trebui să știe cei care vor să-și cumpere anul acesta un apartament? Ar trebui să studieze piața bine și să se aștepte să scadă aceste prețuri sau să mai aștepte până în 2022? Cu siguranță prețurile vor continua să crească pentru că există această presiune venită din zona materialelor de construcție. Asistăm la creșteri spectaculoase, chiar istorice, pe zona materialelor de construcție. Oțelul, de pildă, s-a dublat prețul pe piețele internaționale. Materialele precum bitumul, precum varul, precum cimentul au crește între 30 și 80%, lucruri care le vom vedea anul trecut, anul viitor în prețuri. Anul acesta, probabil, prețurile vor evolua cu un 10-15, maxim 20%, mai ales în marile orașe, nu în restul României. Deci noi când vorbim de creștere de prețuri, vorbim în zonele unde există cerere foarte mare. București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, orașe unde există cerere. Pe de altă parte, probabil vom asista la ceea ce mă aștept și urmează să vedem concret, la o scumpire a creditelor în România, pentru că Banca Națională va încerca din dobânda cheie să tempereze acest val inflaționist, iar asta se va traduce prin creșteri ale costurilor de împrumut. Practic vom avea rate mai scumpe. Deci la asta ar trebui să ne așteptăm, la rate mai mari, cu dobânzi mai mari. Vă mulțumim mult pentru intervenție.